La alegerile de săptămâna trecută a socialdemocraților giurgiuveni s-a adoptat o rezoluție prin care Nicolae Barbu este confirmat pentru candidatura la primărie în 2016 din partea PSD. Astfel, socialdemocrații și-au încălcat promisiunea de a efectua un sondaj de opinie, preferând să meargă pe o propunere directă, fără a afla dacă și giurgiuvenii sunt de aceeași părere. Decizia este criticată de liderul PSRO, Liliana Ciobanu, care crede că PSD-ul nu poate scăpa de metehnele comuniste, în timp ce despre actualul primar spune că este o dezamăgire. Oricum, Nicolae Barbu de mult tot spunea că va fi sigur candidatul PSD-ului. Imediat după ce s-a înscris în această formațiune, s-a dat ca și singur candidat al PSD-ului pentru 2016. Între timp mai apăruseră pe scena politică locală alte nume. Se știa destul de bine că și domnul Florian Nicolae își dorea să candideze la funcția de președinte, de primar al municipiului Giurgiu. La un moment dat a apărut zvonul că vor fi făcute niște sondaje de opinie și de-abia după aia va fi comunicat cel care trebuie să candideze din partea PSD-ului. Dar așa cum am spus, metehnele comuniste spun cuvântul și au mers direct pe pronunțare în conferința de alarteri și eu am văzut în presă că a fost anunțat cel care va candida în 2016 din partea PSD-ului va fi Nicolae Barbu. Eu le urez succes, dar știu sigur că nu va mai avea, pentru că cetățenii vor altceva și știu sigur că nu sunt mulțumiți de ceea ce se întâmplă în municipiul Giurgiu. Am spus-o de foarte multe ori, am avut discuții cu domnul Barbu. Eu l-am cunoscut pe omul Nicolae Barbu, cu care n-am nimic, dar, din păcate, primarul Nicolae Barbu este o mare dezamăgire.